sute de spectacole. Săl pline, spectatori care se bucură, trăiesc odată cu noi, pas cu pas, vorbă cu vorbă. Pentru mine, ca actriță, pentru noi, actorii care am făcut aceste spectacole, înseamnă reușita muncii noastre. Înseamnă acel bravo de la final. O încununare a muncii noastre. Regret un singur lucru, că nu se mai poate bucura alături de noi Ilinca Tomoroveanu. Suflet ales, ființă de o delicatețe rară, dar de acolo de sus se spune că noi, actorii, prima și cea mai puternică emoție o avem la premieră. Vă mărturisesc, astăzi, la al 200-lea spectacol, emoția e dublă. Din 1928, când s-a jucat prima dată în regia lui Victor Ion Popa, piesa s-a jucat de sute de ori. Peste tot s-a păstrat pentru că e minunată. Și eu am mai jucat-o aici, la Teatrul Național, cu alți colegi alături, dar cu aceeași bucurie. Matei Alexandru, Mișu Fotinou, Hasnaș, Tania Popa, Mihai Călin, Vlad Ivanov și în rolul de bază Dan Puric, prieten drag. Acest spectacol s-a păstrat și sunt sigură că se va juca mereu. Este pentru om, pentru binele și frumosul vieții. Și asta este menirea noastră, asta e menirea teatrului, datoria noastră a teatrului. 200 de spectacole? Aproape că nu-mi vine să cred, dar tot înainte.